Ciobănașului v-aș duce, ciobănașului, dar nu-mi place cașul dulce. Ciobănașului, și-mi place cașul sărat. Ciobănașului, pe mândruța l-a jucat. Ciobănașului, unde-i? Ciobănaș la oi am fost, ciobănașulei, oile nu mă cunosc, ciobănașulei, mă cunosc băcițelei, ciobănașulei, cârlețul gurițelei, ciobănașulei. Și acum dăm în horă. Să închizi gura, că intrăm ăștia. Artiștii noștri, a fi artist, fie chiar amator, așa cum ne numim noi, înseamnă a te dărui cu tot ce ai mai bun. Înseamnă nu să ai numai talent, ci să trezești în sufletele semenilor tăi frumusețea, dragostea pentru frumos,
pentru tradițiile ce nu vor fi date uitării niciodată. Bate vânt de primăvară, dor, bade, dor, bade, dor. Dorul bandei mă omoară, dor, bade, dor, bade, dor. Inimioara mea, rău mă doare după cineva. Inimioara mea, rău mă doare după cineva. Venea câte un film și s-auzea după aceea că eu am trat peste stradă. Era mașini spre cu microfoane, striga în cutare, pe data de filmul cutare. Și noi când auzeam, ne ziceam prieteni la film, vedeam film. Mai ales când era film, Indian, acolo, tota mea era că bidea, adică bidea, s-auzea sonorul tare și s-auzea în toată comuna. Și nu ziceam mereu. Ziceam prima dată și chiar dacă se mai repeta, nu ziceam, aia lasă că știu. Eram munciți, noi tare. Când ne-am făcut casă, aici era poian. De soarele tare când după masă acum. Să lucrez. Da. Asta mi-a plăcut. Am și lipit la case. Că atunci mai era timp cu ea la cap. Am și prășit în sat. Am fost și la fân. La toate că trebuia să-mi fac casă. Și n-aveam... Banii erau mici, că era bandă pădure și la pădure era banii foarte mici și trebuia să ne descurcăm așa. Da. Și acum un pas de sârmă. Deci... Nu, ăla așa făcea în fier, așa. O, mă adunam multe la un loc, așa, și le făceam vie. Da, pentru mine căminul cultural a însemnat o activitate care m-a deconectat din munca cea de toate zilele și m-am dedicat acestei activități din plăcere, cu dăruire și pentru folosul comunei, a comunității.